Cu ocazia zilei Timișoarei, cetățenii sunt invitați să descopere secretele orașului prin seria de documente Timișoara Harta Secretă, Oameni și Locuri, realizată de Casa de a Municipiului Timișoara. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Victoria și se desfășoară pe parcursul a trei zile. În prima zi, vineri, 2 august, se va prezenta documentarul Cetatea Dulce, care explorează arta cofetarilor timișoreni de la perioada Imperiului Austro-Ungar până în prezent, urmat de o discuție cu Adriana Babel. Sâmbătă 3 iulie de ziua Timișoarei vor fi proiectate episoadele să curgă bere pe bega și licori în cetate". În ultima zi, 4 august, duminică, publicul va putea viziona documentarele Cafeină pe bega și Timpuri noi. O mică revoluție care dezvăluie momente spectaculoase din istoria cafenelelor lui Francesco Ili. De asemenea, intrarea este gratuită pe bază de rezervare. Locurile în sală sunt garantate doar până la ora începerii evenimentului, după care locurile vor fi redimensionate distribuite spectatorilor fără rezervare prealabilă. Proiectul Timișoara harta secretă oameni și locuri este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultura a Municipiului Timișoara și cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național.